Știm cu toți că astăzi vom desfășura o zi... Cunoscută și sub denumirea de școala fără ghiozdane sau fără cărți și caiete. Dacă de ce vă sugerez ca pe tot parcursul programului care va cuprinde patru stații să implementăm o doză de inspirație, să fim dezvolți și să încercăm să profităm la maxim de toate aceste activități care ne fac să venim mai mult dragi la școală. Pentru că este o zi altfel, zic să salutăm misafirii aleși într-o manieră diferită. Suntem pregătiți? Avem o scrisoare pentru dumneavoastră. E poștaș, copii, avem o scrisoare. Haideți să vedem, să ghicim de la cine poate fi această scrisoare. Poftim, ia spune, de la cine?
Crezi că e de la Moș Crăciun, da? Pentru că probabil moșul a mai rămas dator la tine cu ceva cadouri din de la anul precedent. Poftim? Eu cred că scrisoarea a fost adusă, a fost scrisă de doamna directoare. De doamna directoare, așa, mai zice altă idee. Alexei? Eu cred că această scrisoare a fost de către semaforul. A fost primită de către? Semaforul știitor. Să știți, elevi, că aveți dreptate. Într-adevăr, cel care vă expediază această scrisoare este semaforul știitor. Prietenul vostru de votat, semaforul știitor, spune că se află în vizită la Asociația Oamenilor de Afaceri. Așa. Unde oamenii practică meserici, aduc pâinea pe masă și cartea în casă. Dacă vreți să aflați mai multe despre aceste meserii, vă rog să faceți față provocării. Cu mult respect și considerațiune, semaforul știe tot. Suntem gata să facem față provocărilor? Da! Foarte bine, atunci să dăm start activității. Pentru început, va trebui să completăm acest apostil cu o serie de activități și, în sfârșit, ce trebuie să le demonstrăm pe parcursul zilei de astăzi. Cum trebuie să fim? Începând cu fiecare inițial. Cu inițiala nu. Poftim Viorica. Cum trebuie să fim noi azi? Muncitori. Muncitori. Mulțumesc. Mai sunt și alte variante de răspuns. Mulță. Rănim. Mulțumiți. Mulțumitori. Așa. Continuăm cu litera E. Angelina, cum trebuie să fim azi? Educați. Educați, sigur. Iuliana. Entuziasmați. Echitabil. Echitabil. Mulțumesc. Continuăm cu litera S. Ce în sfârșit încep cu această inițială? Slăduitor. Slăduitor, sigur. Elisabeta? Super. Super, minunat. Mai sunt variante de răspuns, Alesia? Silitor. Silitor, sigur. Slăduitor. Super. Așa. Revenim la litera G. Bine, exemplar. Așa, exemplar. E nevoie să dăm dovadă de disciplină. Exemplar. Încă trebuie să dăm puncte de să mai fim. Ne spune cu e? Energic. Energic. Exemplar. Energic. Așa. Foarte bine. Și care încep cu râd. Alexandru. Cu râd. Cum trebuie să fim astăzi? Este responsabil. Responsabil, sigur. Trebuie să implicăm o doză de responsabilitate. Așa și și care încep cu I? Independenți. Așa, și independenți. În fapte și acțiuni. Independenți. Așa. Și o ultimă însușire. Glas Dragoș. Inteligenți. Elisabeta. Smart. Începe cu I, îmi pare rău. Inteligenți. Inteligenți. Deci, reținem. Astăzi avem voie să fim muncitori, mulțumitori, educați, slăduitori, exemplari, responsabili, independenți și inteligenți. Ce-a obținut pe dreptul să-mi spună Damiana? Ce cuvânt am obținut pe dreptul am obținut cuvântul meserii. Am obținut cuvântul meserii. Momentul zilei este că ziua de astăzi va fi dedicată unor activități în care vom demonstra ce cunoaștem despre meserii, cum se numesc persoanele care muncesc, ce instrumente folosesc și ce meșteresc e. Pentru început vreau să identific dacă voi cunoașteți ce înseamnă termenul meserii. Așa. Aline, ce înseamnă? Meserie înseamnă o profesie aleasă pe care omul o face cu multă străduință. Mulțumesc! E o profesie pe care omul o îndeplinește cu străduință. Alexie, ce ar fi azi cu meserie? Meserie înseamnă omul care muncește și primește salariu. Salariu, sigur, este o muncă remunerată. Asta e motivația muncitorului, așa? Alexia, ce crezi că înseamnă meserie? Meseria înseamnă un loc care... Meseria nu e loc, e o activitate, e un delegucire, să zicem, da? Meseria este un lucru care ne ține de ocupație. Aha, care servește drept ocupație, da? Ce mai este meseria? Mai sunt idei? Să știți că fiecare dintre voi a avut câte un drăgute de adevăr, spusele lor, pentru că, într-adevăr, meseria este o delegucire, o profesiune pe care o practică cineva și constă într-o muncă calificată și remunerată. Bine, sunt sigură că voi cunoașteți o multitudine de meserii. Astfel, în continuare, vom încerca să completăm ABC-ul meserii. Toate meserile pe care le cunoașteți voi, începând cu litere de la Z, excluzând literele împrumutate. Așa,
Bucătar. Bucătar, sigur. Brutar. Brutar. Bibliotecar. Bibliotecar. Mai sunt și alte variante. Așa, Dragoș. Goată? Balerină. Balerină, sigur. Perfectă dreptate. Continuăm cu litera C, litera C. Contabil. Contabil, așa, sigur. Încă. Cofetar. Cosmonaut. Cosmonaut, așa. Litera D. Dentist. Doctor. Director. Sigur. Diriginte. Diriginte, este și asta o meserie, așa. Încă. Mai sunt variante. Dentist. S-a spus dentist, nu le repetăm. Așa. Meserii care încep cu el, Haideți. Explorator. Minunat. Educator. Încă. Așa, procedeam la următoarea literă. Meserii ce încep cu litera F. Frizer, sigur. Fotograf. Florat. Avem fotograf aici, așa? Florat, încă. Farmacist, bravo. Așa, meserii care încep cu litera G. Grădinar. Încă. Gospodar. Deci nu e. Nu e o meserie pentru că, mă rog, fiecare poate să fie gospodar în gospodăria sa. Așa, mergem mai departe. H. Meserii care încep cu H. Hamar. Da? Încă. Încă. Aici avem ține variante de răspuns, dar nu e nimic, continuăm cu următoarea literă. I. Cine știe? Cine știe meserii ce încep cu I? Instructor. Încă? Începe cu E. Și l-ai spus odată, dar acum avem nevoie de litera I. Meserii ce încep cu I? Inginer. Bravo. Meserii care încep cu I. Învățătoare. Încă. Învățătoare. Înotător nu e un meserie. Așa. Antrenor de not, spre exemplu, dar acolo avem meserie. Încă. Cu U. Îngrijitor de? Încă? P. Mergem mai departe. J. Jongler. Mulțumesc. L. Care prelucrează lemnul? Motociclist. Muzică. Așa, încă. Nu se pare. Încă. Muzicant. Muzician. Așa, bine. Magician. Magician, sigur. N. Meserii care încep cu N. Nota. Așa, este. Mergem la departe. Cu O. Meserii ce încep cu O. Haideți un pic că mai avem puțin de parcurs. Oculist. Oculist. Încă. O. Meserile și persoane care le practică, răspunzând la câteva ghicitori. Așa, că tocmai nu sunt ce ne pasă. Conducte instalează, în perete le fixează, iar în urmă el ne lasă apă și căldură în casă. Sante! Noi e limba rusă. Cum se spune corect? Cine practică această meserie? Constructorul. Nu este constructorul. Instalează! De la instalează, de la acțiune se numește instalator! Bravo! Așa, și vom atașa la tablă această planșă.
Rolul care ne reprezintă și meseria instalatorului. Continuăm cu următoarea ghicitoare. Vă rog să fiți mai concentrați. Oricum nici n-am citit, dați-mi voie să mă expun. Al halat îmbracă, da, la spital când vine. Spune numai ce te doare, el te face bine. Nu mai fi dutați-le. Așa, avem și planșa. Următoarea ghicitoare. Ce orme? Stați, dați-mi voie să mă expun. Sărmăluțe, sosuri calde, chifteluțe, pregătește iscușit că e meșter la gătit. Da, bine? Dar în continuare am salvat doar copilul care are răbdare să mă asculte până la final. Pentru că mi-ați promis astăzi că o să fiți disciplinat și exemplar. Vreau să aplicați în practică cele spuse. Tu te pun de mânare și îți face și cărare. O frizură să-ți stea bine, nu-l întrece ori și cine? Frizer. Frizer, mulțumesc, David. Frizer, sigur. Așa, facem cunoștință cu meseria frizerului mai de la... Cine coase cu un sport, frumă, pânză și mătai, dar în folosul tuturor. Cu arome înviitoare, pâine arome în afară, din cuptorul dobărit, cine o scoate mulțumit? Gabriel! Zruta! Mulțumesc! Imediat... Așa, și o ultimă ghicitoare. Sus pe schele el zidește, iar de harnic zidul crește. Dacă el n-ar exista, nici noi casă n-am avea. Fiecare se gândește. Acum spune cu gastare ce va fi când va fi mare. Astăzi e momentul, dragile, să facem cunoștință cu care...